Problema achitării cele de-a doua tranșe pentru aparatul de radiologie în valoare de 482.000 de lei plus penalități de întârziere este departe de a fi rezolvată, ținând cont de refuzul constant al conducerii Consiliului Județean Neamț de a achita diferența de preț. În aceste condiții, aparatul stă ambalat și nu poate fi pus în funcțiune până când spitalul nu va achita și cea de-a doua tranșă. Spitalul Roman a primit între timp vizita consilierului personal pe probleme de sănătate al președintelui Consiliului Județean Neamț, dr. Valeriu Andrița, și a consilierului județean Dănuț Andrușcă, veniți la Roman să verifice o sesizare. Aceștia au sugerat medierea de către primăria Roman a unei întâlniri între conducerea Consiliului Județean Neamț și cea a spitalului Roman. În legătură cu plata aparatului de radiologie, am sunat la Consiliul Județean pentru a merge în audiență la președintele Consiliului Județean, dar de fiecare dată ni s-a spus că domnul președinte este foarte ocupat și că ne vor anunța când vom fi primiți. La câteva zile am primit vizita consilierului personal pe probleme medicale de sănătate a domnului dr. Andrița și a consilierului județean domnul Andrușca, care am prezentat și dumnealor situația aparatului, de ce nu este pus în funcțiune, pentru că nu este plătit. Dumnealor au spus, ne-au sugerat că cel mai corect ar fi să facem demersurile la primăria Roman pentru a fi mediat o întrevedere între reprezentanții Consiliului Județean, Spitalul Roman și primărie. Din discuția avută cu trimișii președintelui Ionel Arsene, conducerea Spitalului Roman a aflat că președintele nu face promisiuni ferme de achitare a celei de-a doua rate, susținând că în buget nu sunt bani. Dacă va fi o rectificare pozitivă, rămâne de văzut dacă se va accepta promovarea unei hotărâri de Consiliul Județean pentru angajarea unei asemenea cheltuieli. Din câte am înțeles, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Ionel Arsenie, ar fi spus că nu sunt bani la Consiliul Județean și că se așteaptă rectificarea și abia după aceea s-ar putea să ne dea bani pentru plata aparatului Rongen. Vreau să precizez că sănătatea nu are culoare politică, iar pentru a avea o populație sănătoasă trebuie să investiți bani în sănătate, pentru că sănătatea are preț. Conducerea Spitalului de Urgență Roman s-a gândit între timp și la lansarea unei campanii proprii prin care să sensibilizeze pe romașcani și pe pacienți, pe salariați, familiile acestora să doneze 2% din impozitul pe salariu în beneficiul Spitalului de Urgență, în vederea rezolvării unor probleme de aparatură. Campania va purta numele Donează 2% pentru spital. Văzând cum suntem purtați cu vorba lună de lună, ne-am gândit să demarăm o campanie de conștientizare a cetățenilor din Roman și zona Romanului, a agenților economici care își desfășoară activitatea aici, campanie de a direcționa cei 2% din impozitul pe profit către Spitalul Roman. Campania se va intitula 2% pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman și cu aceste fonduri să putem dota spitaluri cu aparatură. Campania aceasta ar putea avea succes dacă, prin puterea exemplului, cei 867 de salariați, din care 96 de medici și 412 asistenți medicali, ar dona spitalului astfel de fonduri. Problema care se mai ridică este aceea că donațiile nu pot fi făcute decât dacă există o fundație prin care să se primească aceste donații. Conducerea spitalului ar putea rezolva și această chestiune apelând la Fundația Capadocia, ONG aparținând preotului Ioan Antoci, de la Capela Spitalului Roman. De altfel, acest procent va putea fi încasat abia în 2017, undeva dincolo de jumătatea anului. La această oră nu se poate estima cam cât s-ar putea încasa dintr-o astfel de campanie. Cert este că s-ar putea acoperi măcar penalitățile de întârziere. Fondurile ce ar putea fi colectate cred că ar trebui să acopere doar penalitățile de întârziere care se vor aduna dacă până la sfârșitul anului nu se achită cea de-a doua tranșă.